Niciun profesor titular nu va rămâne fără loc de muncă după închiderea celor 9 unități de învățământ din județul Suceava în anul școlar 2018-2019. Cel puțin așa susține șeful inspectoratului școlar, Gheorghe Lazăr. În comuna Zvoriște, inspectoratul școlar Suceava a avizat desființarea grădiniței din satul Stânca, unde actualmente mai învață doar 10 preșcolari, și a grădiniței din Slobozia, frecventată tot de 10 copii. La grădinița numărul 2 Fora din comuna Drăgoiești, în acest an școlar învață 14 elevi. La școala din Bahnarin sunt 13 elevi, iar la școala primară numărul 2 din Preutești doar 12. În școala de la Petia sunt înregistrați 12 copii, iar la cea de la Racova 13. Potrivit analizelor, numărul copiilor din localitățile menționate este în scădere. Pentru a funcționa, o școală trebuie să aibă minimum 12 elevi la învățământul primar și minimum 10 elevi la învățământul preșcolar.